Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut. Astăzi vă provocăm cu un subiect foarte interesant, pentru că luăm în discuție felul în care inteligența artificială și capacitățile de calcul ale computerelor ar putea fi utilizate în diverse evaluări ale activității omenești. Modul în care această analiză fină a datelor pe care noi le manifestăm sub diverse forme în mediul înconjurător, cum ar fi limbajul, expresiile, discursul, ar putea fi cântărite de inteligența artificială pentru a scoate în evidență diverse caracteristici ale fenomenului la care participăm. După aceea, foarte important, ca un fel de apendix, dar de fapt un caz particular excepțional al utilizării inteligenței artificiale, ar fi sfera creației și ne vom ocupa astăzi de creația muzicală și de maniera în care inteligența artificială și capacitățile computaționale ar putea fi folosite în creativitatea umană și, dacă nu cumva, ele și pot concura creativitatea umană. Vom discuta despre toate acestea cu un oaspete cunoscut al emisiunii noastre. Este vorba despre domnul profesor Ștefan Trăușan Matu. Bine ați venit, domnule profesor. Vă mulțumesc, bine v-am găsit. Domnul profesor Ștefan Trăușan Matu este de la Universitatea Politehnică București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departamentul de Calculatoare și, așa cum știți deja, este și membru în Institutul pentru Inteligență Artificială din cadrul Academiei Române. Domnule profesor, mă bucur că ați revenit în emisiunea noastră. Cred că telespectatorii observă că în ultimile ediții ați devenit un oaspete foarte des prezent și asta, de fapt, reflectă importanța tot mai mare a inteligenței artificiale și a dezvoltării în industria aceasta în societatea noastră. Vă mulțumesc și mie. Îmi face mare plăcere să revin, tocmai că întotdeauna aveam niște dialoguri care și eu le găsesc foarte interesante și sper că și pentru ascultători sunt... Astăzi avem un subiect mai tehnic. Vom începe cu acest subiect. Avem, stimați telespectatori, deja în platou aici, în plasmă, avem acest articol din 2013. Un articol foarte provocator la momentul acela. El rămâne provocator și astăzi. E o manieră de a utiliza tehnica de calcul și inteligența artificială, calculatoarele în general și programele informatice pentru a evalua diverse activități omenești din sfera socială, o activitate foarte greu de evaluat. Mi s-a părut foarte provocator textul pentru că foarte puține instrumente avem în evaluarea științific-obiectivă a unor procese atât de complexe cum sunt aceste interacțiuni sociale. Constructul social, indiferent dacă ne referim la discurs sau la structurarea unei comunități, la interacțiunea dintre persoane, diversele mesaje care se trimit dintre două comunități sau în interiorul unei comunități, între bresle, între diverse persoane cu diverse pregătiri, cu diverse intenții. Comunitățile sunt foarte complexe. Și o lectură a comunității, sigur, este făcută de sociologie, de psihologia socială, dar o contribuție formidabilă ar putea veni din partea acestor maniere de lectură informatică, să spunem, a acestor manifestări umane. Pentru aceasta vă propun să introducem în acest alfabet științific al articolului dumneavoastră pentru telespectatorii noștri câteva noțiuni. Pentru că vorbiți despre un model polifonic și despre procesarea limbajului natural și de analiza rețelelor sociale și a discursului, de exemplu. Să o luăm pe rând. Ce ar fi modelul polifonic și după aceea în ce măsură l-ați găsit util în această analiză a limbajului și a rețelelor sociale și a discursului? Modelul polifonic, păi cum mai spune și numele, e inspirat din muzica polifonică. Aici etalonul, să zicem, muzica polifonică este compozitorul Johann Sebastian Bach, poate probabil cel mai complex compozitor de muzică polifonică. Este o muzică în care sunt mai multe voci în paralel, dar care fiecare este independentă. Nu este, cum e, foarte multe melodii, este o voce dominantă și celelalte sunt... care acompaniază, de exemplu, chitară, bas sau
Deci în muzica polifonică sunt mai multe linii melodice în paralel, fiecare fiind cumva independentă, deși toate pleacă în general de la aceeași temă. De exemplu, fugile lui Bach, chiar așa se numesc, ca și cum s-ar fugări. Și între ele există niște relații care implică atât disonanțe, divergențe, cât și consonanțe, convergențe. Chiar sunt așa numite reguli de contrapunct, sunt niște reguli de compunere a muzicii polifonice, care sunt niște reguli aproape matematice, care tocmai ideea este ca să asigure că sunt independente, nu se urmează neapărat una pe alta, să asigure o varietate, divergențele chiar sunt necesare să asigure o varietate, dar într-un final să fie și o convergență. Se închide narațiunea. Da, da, adică să nu fie, da, să zicem, să ducă la, ca la o ceartă, cum ar fi, de exemplu. Și ce este interesant, că acest lucru este specific, de exemplu, și creativității. Se spune, când sunt procese de stimulare a creativității, trebuie să fie niște divergențe, o parte divergentă spre noi idei și apoi o parte convergentă. Deci, modelul polifonic vine din muzică, dar Mihail Bakhtin, un scriitor și un eseist și filozof, da, el chiar e considerat, să zicem, că a lansat o nouă concepție, o nouă teorie filozofică, un nou sistem, dialogismul. El spunea că totul este dialog. Și în viață, conștiința, toate sunt, de fapt, până la urmă, un dialog. Și acest dialog, de multe ori, ajunge la o polifonie. Este exact acest lucru. Și adevărata, să zicem, viață este o viață în care există și divergențe și convergențe. Și el a aplicat asta la analiza romanelor. De exemplu, a apreciat foarte mult romanul lui Dostoevski. Este și o carte, Poetica romanului Dostoevski, a fost tradusă și în limba română mai de mult, în care el tocmai spune că este așa de mare acest scriitor, așa deosebit, tocmai că romanul lui este polifonic. Uh-huh. Și nu numai, dar și de curând. De exemplu, acum câțiva ani a luat premiul Nobel o scriitoare, dacă nu mă înșel, din Ucraina, nu știu, în tot cazul, care chiar când i s-a decernat premiul Nobel, ții minte, i-a spus pentru romanul polifonic. De asemenea, a fost un film și după un roman, care un doctorand al meu mi l-a semnalat, Atlasul Norilor. Claude Atlas, da, care este tocmai că este exact, dacă cine a văzut sau a citit, da, romanul, da, sunt mai multe linii care intră și care converg în, da, ultima, da, instanță, cum spuneați. Da. Pentru că există sentimentul în Atlasul Norilor, sentimentul telespectatorului sau a cinefilului care urmărește producția este în câteva momente, cel puțin, că nu știe absolut deloc unde duce și care, da, e firul, da, roșu. Și abia către final se închide. Da, da, se închid mai multe. Da. Și, deci, acest model vine din muzică, dar, așa cum spune și Bakhtin, de fapt este mai mult decât în domeniul muzicii. De fapt și muzica. Muzica este ceva care este esențial uman. Ea este polifonică pentru că decurge din experiența umană, care, da, este deja polifonică, da, înainte, da, de muzică. Și vreau, da, să spun că polifonia nu e numai la Bach sau la mari compozitori, că și Beethoven are în simfonii porțiuni de gen fugă, dar există chiar în muzica rock fragmente polifonice. Există chiar în muzica... Deci nu este ceva foarte... Și este ceva specific uman, iar modelul polifonic, eu am avut ideea de a-l folosi pentru analiza, în primul rând, a discuțiilor în conversații, obișnuite, în special chat, dar și obișnuite, da, transcrise. Asta, de fapt, am plecat eu mai de mult în 2005, am avut o bursă Fulbright și acolo erau cei de acolo la Philadelphia, lucrau la un proiect foarte mare în care puneau elevi să rezolve probleme de matematică pe chat. Asta și în contextul în care astăzi foarte mult rețelele sociale, chat-ul e foarte răspândit, în special la tineri. Și pentru ei cumva era foarte ușor să discute, și erau tineri din foarte multe țări. Și rezolvau probleme mai de perspicacitate de matematică pe chat. Și profesorul de acolo, tocmai că eu am fost foarte mirat când am citit ce scria el, că îl cita pe Bakhtin și tocmai că el m-a încurajat. I s-a spus, domnule, o idee bună să
folosim ideile lui pentru analiza interacțiunilor. Deci conversații, interacțiuni, că spuneați de comunități. Sunt așa numite comunități de practică, comunități de interese și comunități de învățare. Și ăstea se formează pe rețele sociale, pe chat. Și ele prezintă deja componente polifonice, păi, pentru că nu toată lumea este în acord cu toată lumea. Se înregistrează tensiuni în diverse poziții care nu sunt ușor de conciliat și care prin dezbatere pot să ajungă la un punct de închidere, adică exact acea convergență de care vorbeați. Păi da, problema este că sunt dezbateri. Dar e bine ca dezbaterile să fie normal, ca și în brainstorming, că brainstorming iar este un exemplu. Un brainstorm, gândire divergentă. Da, tocmai că încurajează să spună fiecare ce are, chiar dacă îi se pare, poate că nu e o prostie, dar asta poate să ducă la o rezolvare, la o convergență. Și chiar în aceste chaturi, aceste discuții între elevi, era, de exemplu, un experiment care a fost făcut, că au dat 10 probleme de astea de matematică. Iau un fel de aritmetică mai așa, mai des, nu simplu, dar de calculat ceva și de gândit. Da, și i-a pus să rezolve individual problemele și vreo 2-3 n-au putut să le rezolve. Una dintre ele au reușit să o rezolve în chat și culmea cum? Că unul dintre ei, care era mai poznaș, așa cum e totdeauna într-un grup, mai unul mai glumesc, mai asta, la un moment dat a zis, a, păi aici trebuie să facem așa, ca și cum ar fi găsit soluția. De fapt, a fost o glumă. Un bluf. Ca, a spus așa, cum a început să râdă. Bineînțeles că era în chat. Scris, și unul a luat un și el a spus, ha, 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 ha. Dar asta a fost punctul care a determinat, a fost ceea ce se numește gândirea laterală, că chiar în creativitate, deci o divergență, care apoi a dus la rezolvarea problemei. Deci ideea este, cum spuneam, ca și muzica polifonică, să fie niște mici divergențe care aduc o diversitate, aduc un interes, care să convergă. Și asta se aplică, de fapt, și la texte, la romane. Că orice povestire, orice film, dacă nu are și un conflict, o divergență, e o chestie plictisitoare. Și nu mai vorbim de creativitate, de discuții gen brainstorming sau pe chat, dar pe chat, atenție, vorbim în special de discuții în scop lucrativ. Da, adică, eu știu, rezolvări de probleme, proiectare. Asta există acea convergență, pentru că admite există deloc un interes comun și de aici nu... Nu vorbim de, eu știu, de discuții în care discut, eu știu, vai că am fost la film și vai ce... doar discuții, chiar de idei, dacă sunt. Orientare, oricât un subiect. Și de asta, eu fiind, lucrând în inteligență artificială și prelucrarea limbajului natural, am zis, hai să folosim tehnici de inteligență artificială ca să analizăm aceste conversații sau romane, texte, ca să identificăm astfel de structuri. Și ați reușit să identificați astfel de structuri. Păi deci foarte mult e un domeniu, se numește Computer Spatial Collaborative Learning, deci învățare colaborativă sprijinită de calculator, care acum e foarte actual, a fost și când a fost pandemia, că erau foarte mult. Dar, de exemplu, nu știu, pare că mulți telespectatori știu de așa numitele MOOC, Multiple Open Online Courses. Acum sunt disponibile gratuit cursuri online de la universități mari, multe universități, în care te poți înscrie și poți participa. Bineînțeles că nu-ți dă o diplomă ca și cum ai fi acolo, dar poți, chiar de exemplu, Stanford, MIT, universități în domeniul nostru cele mai importante și sunt mii de oameni. Și cum poți să evaluezi, cum poți să, eu știu, să dai un feedback la mii de oameni? Deci ai nevoie să-i pui să facă niște teme, să discute, să dezbată și ai nevoie de niște instrumente care să evalueze ceea ce au făcut. Să spui, domnule, da, a fost o bună discuție, ați avut idei, să spună la fiecare tu. Deci, noi, asta... Cine evaluează asta? Deci cu niște... altfel nu, că cine poate să evalueze? Imposibil, la atâtea eu am făcut experiment cu studenții mei mai demult. Le-am dat să discute pe chat la un curs. Le-am spus așa, vă grupați câte 4 și fiecare susțineți o anumită tehnologie. Era un anumit subiect de la curs. Și trebuie să discutați între voi, să vă criticați unul pe altul, că a mea e mai bună, a ta nu e bună, dar... cu argumente. Cu argumente, dar la sfârșit să încercați să vedeți dacă puteți să le uniți. Și i-am spus să discutați. Adică elementul de divergență și elementul de convergență. Da. Și l-am spus să fie cam 2 ore. Și bine să transcrierea conversației o aveam.
Și ca profesor sau asistent, ca să analizezi o discuție de 2 ore pe chat, nu ți ajung 2 ore. Trebuie să reiei, da. Asta e foarte greu. Da, da, și cum eu, de exemplu, la cursul ăla aveam 100 și ceva de studenți, vă dați seama că era imposibil de evaluat. Nu mai vorbim dacă sunt mii. E, cu niște tehnici din acestea de inteligență artificială, bineînțeles că chiar am făcut așa ceva. A fost și un proiect european prin 2010 în care chiar asta am făcut. Am dezvoltat un sistem. Se poate evalua gradul de divergență, adică diversitatea de opinii, s-ar putea evalua gradul de convergență, adică în ce măsură s-a ajuns la sfârșit într-o situație de conciliere a punctelor de vedere, consistența unui aport mai mare al unuia dintre cei care participă și o participare mai slabă a altuia. Da, se poate evalua... Da, deci, de fapt, au fost trei niveluri de evaluare. Unul este conținutul. Și aici e clar tehnica de prelucrare a limbajului natural. Adică să vezi că ei discută de ce trebuie să discute. Nu discută de meciul de fotbal. Adică să discute de subiectul respectiv. Al doilea este o analiză chiar de rețele sociale. Astea sunt niște tehnici care sunt analize de grafuri. Eu știu, că o persoană, de câte ori a interacționat. De și cu cine a interacționat. Cu cine a interacționat. A dat replici mai multe unuia persoanele sau alte persoane. Da. Deci sunt chiar metrici pe grafuri. Nu intru, e mai tehnic, dar, de exemplu, o persoană centrală, o persoană care are foarte multe legături. Asta, apropo, și pe alte rețele, pe Facebook și pe asta. Poți să vezi o persoană centrală, o persoană... Deci asta e o analiză tip rețea socială. În care este sociometria care face asta. Da. Da, da. Și al treilea este dimensiunea asta dialogică, polifonică, în care se vede, eu știu, dacă apar divergențe, convergențe și fire de discuție. Adică, în primul rând, să identifici așa numitele voci. Că voci nu este numai voce în sens auditiv. O voce, în domeniul modelul polifonic, este o fir de discuție. Da, da. Da? Și ei în discuție sunt niște fire de niște idei care intră în dialog. Și în care și aici este, deci în primul rând tot prin tehnici de inteligență artificială să identifici anumite subiecte, anumite fire de discuție și apoi interacțiunile între ele, divergențe, convergențe și în funcție de asta se obținea și un grafic de colaborare. Și apoi la fiecare dintre participanți se spunea: "Domnule, tu ai contribuit, tu n-ai contribuit." Da, deci ceva de genul ăsta. Și și cu poștii mei doctoranți, acum sunt și conferențiar profesor, am scris mult, am publicat mult, acum chiar continuă ei și independență. Mi se pare foarte util în munca de echipă, la cei care sunt angajați în management, de exemplu, dacă ar putea să înregistreze o ședință, ședințele de lucru, sunt foarte multe ședințe în plan executiv, unde există o agendă clară cu tot felul de puncte care trebuiesc lucrate. În general, ședințele au 30-40 de minute dacă sunt în zona de management executiv. Dacă ar avea un astfel de soft care să înregistreze toată ședința și să facă mai multe înregistrări și să facă această analiză polifonică și să poată încet, încet să evalueze care e gradul de coeziune al echipei, de exemplu. Da. Unde sunt fire care nu s-au mai întâlnit la sfârșit. Adică există idei care transpar din ultimele 4-5 întâlniri și ele nu și-au închis punctul acela de tensiune ca să se rezolve. Da, asta exact. Și apropo interesant. De coeziune, că vorbeam și de discurs în general, când vorbim de texte, ce este esențial este discurs. Discursul nu în sensul că cineva ține un discurs, dar de texte, cel mai important este ca discursul să aibă coerență. Da. Și tocmai... Să deschidă probleme, să le ducă și să le închidă pe toate. Adică și la să nu fie cumva ceva dezlânat. Și care se lase în coadă de pește, cum se spune, în suspendat. Și apropo de muzică, muzică în general, teoria muzicală, melodiile trebuie luat de multe ori chiar ceva gen întrebare-răspuns, se spune. Adică e ceva care deschide un subiect și pe se închide și chiar sunt față de gamă și de asta trebuie să se termine melodia pe o anumită notă. Dacă nu se încheie, îți dă senzația de neterminat. De neterminat. Asta vreau și să spun la un moment dat, pentru că ați pomenit foarte mult în termeni matematici și un pic vizual partea de tensiune, de fapt, că era divergența
și mă gândeam în ordine muzicală, sonoră, cum am reprezentat divergența printr-un alt cuvânt. E o tensiune. Disonanță e și psihologic, un termen tehnic. Da. Mă gândeam pentru telespectatori. Da. E o tensiune, de fapt. Da, e ceva care deranjează urechea. Da. Și care trebuie să se încheie într-o formă plăcută, să spun. Da. Ori cedează o parte, ori cedează cealaltă parte pe o notă care să așeze bine cu întregul. Tensiunea aceasta, senzația de disonanță în sens tehnic. Da, cuvântul este foarte bun, dar e mai puțin folosit de publicul nespecializat. Da. L-au luat și psihologii spunând disonanță cognitivă și l-au dus într-o zonă foarte tehnică. Dezbat. Da. Acest sentiment al faptului că urechea este zgâriată face, de fapt, muzica să fie interesantă, cum foarte bine ați spus, pentru că dacă toate ar fi în armonie și în convergență de la început până la sfârșit, orice linie melodică ar fi plictisitoare de la un moment dat încolo. Păi da, chiar spunea un mare compozitor din secolul 20, care chiar a și scris. Asta spunea, păi, dacă nu e ceva nou, asta e ca și cum, eu știu, un copil care cântă exerciții la pian, care repetă tot felul de chestii, un fel de antrenament. Da. Trebuie să fie că tensiunea tocmai, că și într-un film, și într-o poveste, și... Dacă și în viață. Aceste rupturi de ritm, de fapt, sunt momentele de progres, de câștig cel mai mare. Păi chiar Bakhtin spunea că în viață totul este un contrapunct, totul este... Tocmai această divergență, chiar o luptă, în sfârșit. Asta e ceva deja... Tensiune, care sunt, până la urmă, urma că ne dorim tot să fie rezolvate. Practic, cu acest subiect am intrat în tema celui de-al doilea articol. Acolo vorbiți efectiv despre muzică și limbajul natural. Și noi pregătim cu acest text, stimați telespectatori, în cea de-a treia etapă a interacțiunii noastre, unde vom vorbi despre creativitate muzicală și inteligența artificială. Avem chiar și o mostră de creație muzicală generată de inteligența artificială. Mai pregătim o emisiune în care domnul profesor va veni și cu unele rezultate din câmpul muzical. Le aveam pregătite și pentru astăzi, dar rezoluția, imaginea nu era foarte bună și ne pregătim să mai facem o ediție în sensul acesta. Foarte interesant este al doilea text, conexiunile dintre muzică și limbajul natural. Asta e o chestiune filozofică, pentru că e și experiențială, pentru că copiii mici nu învață limba gramaticală, o învață ca muzică. Muzica, de data aceasta, fiind un fel de amestec de consoane și de vocale care sună bine, cuvintele trebuie să sune bine, așezarea lor trebuie să sune bine, e un fel de muzică. Tonalitatea intră și ea în joc. Nu putem să ne exprimăm cu drag decât pe anumite tonuri. Se vorbește de catifelarea vocii. Există și ritmul vorbirii, acest paraverbal care este foarte important, contează foarte mult, ne spun neuropsihiatrii, ritmul vorbirii în modul în care răspândim sau transmitem starea în celălalt. Dacă vorbim lent, starea celuilalt este mai bună, persoana este pregătită să recepteze mesajul nostru. Dacă vorbim pe un ton mai înalt și cu o viteză sporită, se transmite deja o stare de agitație în celălalt. Cumva, experiențial, avem această intuiție că există o legătură între muzică și limbajul natural. Dar asta e doar o observație, să zic, de primă instanță. Dumneavoastră ați mers mai departe, pentru că textul despre asta cumva discută. E un text publicat prima dată în 2017 și după aceea reluat în 2020, vizând această conexiune. Da, este un text, de fapt, inițial a fost o comunicare la prima conferință națională de neurologie, farmacologie, bănuiesc domnul academician Dumitrache, domnul, chiar era și regretatul domnul profesor Ovidiu Bărgenaru. Domnul Leon Zăgrean, Și eu, tocmai având și cercetările astea legate de polifonie, de inteligență artificială, de limbaj, totdeauna, eu am făcut și o școală de muzică, chiar am cântat la violoncel și în orchestră. De exemplu, ce spuneați, și vorbeam și cu domnul profesor Băjenaru, este o carte, a fost adusă și la noi de Oliver Sacks,
care e foarte cunoscut, a fost multe cărți traduse la noi, muzicofilia. Muzicofilia, da. Și el spune acolo, deci el a fost un medic, neurolog. Psihiatru. Da. Da. Psihiatru, da. Chiar a luat premiul Oscar, nu știu dacă știți, că una dintre cărți a fost ecranizată. A fost ecranizată, da. Trezirea, Awakening. Trezire, da. Cu Robert De Niro, cu actori extraordinari, și a luat premiu pentru scenariu, deci că era după cartea lui. Da. Așa, deci în muzicofilia spune cazuri pe care le-a întâlnit el de persoane care au avut, de exemplu, accident vascular sau și-au pierdut capacitatea de a vorbi, da? Și spunea că au recuperat mai ușor dacă și cântau. De exemplu, nu puteau să vorbească, dar dacă îi punea să cânte cu versuri, puteau. Și deci muzica combinată cu limbajul ajută și chiar uneori și de memorare. Deci sunt niște conexiuni foarte importante. Acum și din punct de vedere filozofic, spuneați, de exemplu și Cioran spunea că în momentul când nu mai avem ce spune, putem să punem în muzică sau dacă deci muzica uneori e mai mult decât limbajul, dar există o legătură importantă. Și aici eu, mai ales că era și conferință de neurologie, am analizat cumva și din punct de vedere neurofiziologic procesele care sunt, că sunt mai multe arii din creier implicate în muzică. Vorbire. Și în vorbire, dar și în muzică. Da, da. În vorbire sunt clar, aria Broca, Wernicke, în muzică sunt mai multe și sunt niște legături foarte interesante. Aici chiar e o dezbatere. Unii zic că înainte a fost muzica și formă vorbirea, adică, știu, popoarele primitive băteau tobe, nu știu ce, și de aici a venit formă vorbirea. Alte teorii spun, deci nu prea se știe exact ce a fost în timp, muzică sau... Dar ce este clar, că este o legătură foarte importantă între ele și ideea asta de că vorbeam mai devreme de coerență. Deci și limbajul, și muzica, textele, cumva au ceva în comun. Au acest discurs, această dorință de a avea ceva coerent, de a avea și chiar cumva ideea asta de contrapunct. Deci sunt lucruri... Articolul, a fost atunci la conferință, apoi a fost publicat într-un volum din la Bulgaria, la Sofia. A fost un volum de mai multe capitole. Există aici o chestiune care este foarte răscolitoare într-un fel, în ordine etică, să spun, și în ordinea devenirii. Pentru că dacă există această legătură între limbaj, limbajul natural și muzică, și e cunoscut foarte mult și clar și bine impactul muzicii asupra sănătății pe linie emoțională, pe interfața nervului vag și de impact asupra organelor viscerale și experiențele disarmonice, cele care oferă disonanță, o disonanță care nu se încheie într-un punct de convergență, dau și stări emoționale negative, dar au și un impact asupra sănătății, pentru că creează o stare de stres aproape din nimic. Da. Aici ar fi un subiect foarte interesant de discuție în ordine etică, plecând de la toate aceste observații, și pentru că dacă ați făcut și muzică, ați făcut o școală de muzică, ar fi interesant de abordat măcar așa, în margine, acest subiect. Cum gândim producțiile muzicale ale prezentului, genurile muzicale, unele sunt din sfera black, cu foarte multă violență, cu foarte multă disonanță, chiar sunt introduse disonanțele cu bună intenție și sunt păstrate până la final cu bună intenție, fără închidere. Sunt melodii numai cu disonanță. Numai cu disonanță. Da, și asta... cum gândim aceste lucruri în termen de limbaj natural, să spunem? Adică dacă am putea decodifica limbajul natural al celor care compun astfel de piese și limbajul natural al celor care ascultă astfel de piese, simțindu-se cumva satisfăcuți de ceea ce ascultă. Că mă gândesc, fac legătura cu un text pe care l-am citit apropo de cercetările neuroștiințifice, muzica pe care noi o ascultăm cu plăcere ne activează acel default mode network, care este rețeaua, o rețea de rețele care susțin reflexia personală. Da, știu că am mai vorbit mai demult de subiectul ăsta. Și pătrunde foarte adânc în adâncul subiectului. De fapt, muzica ajunge să activeze cele mai intime mecanisme autoreflexive.
Și dacă eu mă simt bine într-o piesă disonantă, eu deja am o viziune despre viață, are un impact această muzică asupra limbajului natural, asupra viziunii mele despre viață, pentru că ele, de fapt, se completează într-un fel sau altul. Credeți că la nivelul publicului larg, impactul acesta este unul real? Pentru că compozițiile muzicale de factură aceasta sunt foarte multe. Da, aici e foarte bine cum a spus problema. Ideile, lucrurile acestea nu sunt deloc noi. Chiar, de exemplu, Confucius, care vorba aia a trăit atâta timp în urmă, chiar el spunea de muzică că există o muzică bună, adică așa, care e indicată, care, nu mai țin exact termenul, dar ceva că recomanda pentru educație, pentru, și o muzică periculoasă. Sau nerecomandată. Secolul VI, cred că e Confucius, da. Da, nu mai știu exact, o cosă de foarte mult. Da. Apoi, se știe de meloterapie, adică e chiar o tehnică de, să zicem, tratament, folosind muzică. Se știe că o muzică liniștită, o muzică asta te poate liniști, îți creează o stare de bine, chiar se pare că chiar fiziologic, nu știu. Da. Aici, de fapt, ideea de muzică consonantă, muzică, de fapt, are un fundament fizic. De la Pitagora, că de asta și game și toate astea, de fapt, sunt cu armonie. Sunt, care, da, de exemplu, intervale care creează, da, armonie, care creează, spre deosebire de divergențe, în care apar, să zicem, fizic vorbind, niște tulburări, de exemplu, într-o coardă de vioară de, sau în altceva. Deci, e clar. Acum, într-adevăr că foarte mult acum este o muzică de asta foarte disonantă. Undeva, uneori mă gândesc că este și, să zicem, oameni în societatea actuală în care sunt foarte multe, e o societate foarte stresantă, foarte asta, uneori poate e și o dorință a unora de a refulare. De exemplu, văzusem că în Japonia există locuri în care poți să te duci să ai o păpușă, o manechin și încerci să-i dai pumn dacă te-ai certat cu șeful ca să-ți vergi nervii. Da. Și uneori poate că o muzică de asta, tocmai că pentru unii poate că, dar pe de altă parte, alții, și poate și o muzică cumva mai ales la tineri, mă gândesc un fel de ceva protestatar. Dar părerea mea, și aici știu că și, câte știu, și medical vorbind, ascultând numai muzică de asta, s-ar putea la un moment dat să, adică se pare că nu este, eu nu sunt medic, nu mă pricep, dar se pare că nu este bine, adică poate să accentueze niște depresii, niște stări psihice din acestea. Negative. Și s-ar putea chiar la nivel, că spune celular, chiar că sunt când e o consonanță, se intră într-o rezonanță. Da. Și eu, că uneori chiar simți așa, uneori, eu de exemplu cum mă duceam, acum nu prea am mai avut timp din nefericire să mă duc la concerte de muzică simfonică, uneori când ascult așa, dar parcă așa, te intri într-o rezonanță și te, așa, parcă te scurgi și totul se, asculti o relaxare, o foarte, muzică de asta foarte, vorbesc de o muzică simfonică, dar și alte, de exemplu, le place, eu știu, muzica, acum am anumit nume, muzică ușoară, să zicem, care te relaxează, te asta. Și e clar că au o consecință. Dar apropo de limbaj, că spuneați, normal că și când ascultăm, de exemplu, ești în autobuz sau pe stradă și unii se ceartă. Păi uneori te irită. Asta e. Așa, pe când, tot așa, că o muzică de asta uneori te... E ca o ceartă. Da. Dar pe de altă parte trebuie să fim conștienți că există mai multe stiluri de muzică. Și asta ține și de, eu știu, fiecare... Deci nu pot să condamn că pe unul, nu știu, nu-i place Bach sau nu-i place Beethoven. Sau mai că există această complicitate neconștientizată a muzicii și a viziunii despre viață. Da. Sugerată de articolul de care vă spuneam, o să-l aducem în discuție în mod cert când mai facem o emisiune despre muzică și calculatoare. Pentru că sugestia textului era tocmai aceasta, că activând rețelele care participă la reflexia de sine, la acel de FOMOR network, de fapt muzica aceea pe care o ascultăm cu plăcere pătrunde direct în structurile de organizare a viziunii noastre despre viață.
ei, cercetătorii, se așteptau ca cei care ascultă muzică disonantă, black, agresivă, să activeze anumite arii și muzica frumoasă și armonioasă să activeze alte arii. Da. Păi... Dar surpriza lor a fost că nu e așa. De fapt, diferența nu se face între muzică neagră și muzică luminoasă. Diferența în creier se face între muzica pe care o ascult cu plăcere și aceea pătrunde foarte adânc, și muzica pe care nu o ascult cu plăcere. Eu o resping cumva. E, cea care este ascultată cu plăcere ajunge să activeze aceste... Și dacă ea este disonantă, atunci cumva această viziune disonantă cu lumea se vede din felul în care mă manifest în afara audiției muzicale. Da. De asta cumva cei care sunt protestatari prin muzică sunt protestatari și în viața reală. Au ceva de contestat. Mm-hmm. În general se adaptează mai greu unor grupuri, a unor norme și așa mai departe. Da, deci eu să vă dau un exemplu, că tocmai v-am spus că am făcut istoria muzicii, am făcut teorie muzicală acolo și când eram în liceu aveam abonament la filarmonică, mă duceam în fiecare săptămână și să spun cinstit, la început, prima dată când am ascultat niște simfonii de Brahms, Johannes Brahms, mi s-a părut prima dată când mi s-a părut, nu se mai termină, era ceva așa. Dar după aceea am mai ascultat o dată, acum eu în extaz să ascult, că, deci ține și de... Și într-adevăr că unii pot spune, ce pui asta, că e o aiureală, da? Da, da, da. Nu e, dar asta e. Și apropo, chiar uite, vorbeam cu... Eu nu ascult manele sau asta, dar nu trebuie să condamnăm, că am înțeles că chiar din punct de vedere muzical, Vorbeam cu profesori, că au niște caracteristici, profesori de muzică, la conservator, de la Academia de Muzică, au niște caracteristici muzicale speciale care chiar, deci nu trebuie să condamnăm. Prezintă relevanță, da. Plus că sunt, uite, de exemplu, Led Zeppelin, formația, are o piesă în care sunt poliritmuri. Cașmir, nu știu dacă o știți sau cine o știe. Cred că da. Care sunt mai multe ritmuri diferite în paralel. Deci nu e polifonie, e poliritmie. Uh-huh. Și care, când o auzi, e ceva care te... Da. Și asta, într-adevăr, din păcate, apropo de televiziune, că acum am multe știri, eu sunt un pic și așa, revoltat, să spun cinstit. Nu dau nume de postul. Majoritatea postului de știri, când pun o știre, pun și o muzică de asta, de... Parcă e o tragedie că îți creează, mai pune și pe burtieră, un mesaj. Seamănă foarte mult cu coloanele sonore din filmele de acțiune. De groază chiar uneori. De groază, da, exact, da. Și îți creează o stare de spirit care clar că nu este ceva de dorit. Și altcineva observa tot la posturile de știri care se luptă pentru audiență, că inclusiv tonul vocii prezentatorilor la fiecare buletin de știri pare alarmist, contorsionat, îngrijorat de ceva. Dar e la un anumit post, e un domn care are așa o voce, parcă anunță nu știu ce tragedie. Da, da, da. Și de fapt, astea sunt chiar forme de manipulare, să fim cinstiți. Și senzația este că trebuie să rămâi în fața televizorului pentru că urmează ceva terifiant. Și îți creează o stare de asta, tot e un breaking news, nu știu mai ce spune acolo. Și teama face audiență. Da, muzica este un instrument chiar de... Care dublează, dacă mai este și o voce și mai este și o piesă muzicală în fundal. Că spune nu știu ce s-a întâmplat și spune acolo... Și imaginile care sunt și... Da, da. Sau, dar chiar și la alte cazuri și în, eu știu, să zicem, alte scopuri, prezentare de reclame, tot. Adică muzica e clar și are, se pare că are o influență mult mai mare decât textul. Mult mai mare, da. De influențare. E și cerebral vorbind, pentru că rețeaua care este activă în muzică, la receptarea muzicii, este mai extinsă efectiv din punct de vedere cerebral decât cea care este activă la limbaj. Iar polifonia este, după părerea mea și numai, este ceva care este, să zicem, o apoteoză a armoniei. Chiar și din punct de vedere religios, că aici, de fapt, Johann Sebastian Bach, el, majoritatea pieselor lui au fost piese religioase, are acele oratorii și... Da. Și cumva, tocmai că și Bakhtin spunea că există această idee de polifonie, mai multe voci care intră fiecare cu anumite persoane, adică persoane distincte care fac un tot, cumva, nu spunea exact Bakhtin, dar cu un comentator al lui, că se apropie cumva de ideea Sfintei Treimi, că sunt trei
persoane care sunt un tot. Distincte. Dar fiecare e distinctă. Adică nu este... Da, cred că diversitatea din punct de vedere teologic către asta ne duce. Da. Pentru că, de fapt, dacă este să generalizăm la maximum, dacă este acceptat această dublă exprimare, dacă ar fi să generalizăm, să facem extensia maximală a polifoniei, creația este o polifonie, pentru că există o diversitate de specii, biologia constată într-un inventar superficial că ar fi 50 de milioane de specii distincte vii, de la unicelulare până la mamifere, specii distincte, unele cu miliarde de miliarde de exemplare, furnicile sunt considerate că ating cam între un milion de miliarde și un miliard de miliarde de exemplare, multe dintre ele având propriul logos, propria lege, fiecare activând într-un areal, foarte multe dintre ele împart același ecosistem, prin asta că având logosuri diferite, au legi diferite, ele sunt într-o tensiune, dar de fapt toate punctele se închid, convergențele există, pentru că în ansamblu, ecosistemul luat local și ecosistemul terestru în ansamblu este într-o armonie extraordinară, dovadă că mii de ani toate speciile au coexistat, au coabitat fără să se canibalizeze reciproc și una să o distrugă pe cealaltă. În afară de oameni care distrug în extenso habitatele naturale și fac alte specii să dispară, toate celelalte sunt într-o armonie, dar care ascunde, de fapt, mici tensiuni, pentru că fiecare se luptă pentru propria supraviețuire. Și, până la urmă, această diversitate, îmi spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, decurge exact din diversitatea prezentă sau din deosebirile prezente în Sfânta Treime. Părintele Dumitru Stăniloae spune că un Dumnezeu care ar fi fost solitudine desăvârșită n-ar fi putut să creeze o lume atât de diversificată în specii, pentru că el n-ar fi avut experiența alterității. Numai în Sfânta Treime, ca Trinitate, ca structura a supremei iubiri și diferență și unitate în același timp, se poate vorbi despre o diversitate care să genereze o creație atât de bogată. Păi da, armonia asta, apropo, că mai demult văzusem un comentariu la filmul Păsările al lui Hitchcock. Care tocmai că există așa o armonie că... De ce, uite, de exemplu, Păsările nu le... Tocmai că filmul arată cumva ideea... Mă născă, nu știu, poate lumea nu știe. E un film în care păsările încep să atace oamenii. Da. Deci e ceva care... În mod normal n-ar trebui să se întâmple. Și de fapt, tocmai că în natură există totuși aceste care de multe ori nu poți să le explici. Apropo de limbaj, chiar de curând, deci limbajul nu se poate explica prin teoria evoluționistă. Nu știu dacă știți. Deci asta nu o spun eu. E chiar un articol scris de acum vreo 10 ani de mai mulți profesori celebri, Chomsky și alții și alții, care sunt în zona filozofiei limbajului. Că și Darwin se pare că a vrut să explice și limbajul, care este, să zicem, o apoteoză a evoluției, dacă am luat-o așa, după teoria evoluționistă, că omul prin asta, primul rând, o mare diferență între om și maimuță este limbajul nostru. Și aici au fost acele proiecte de asimilare organizată a limbajului de către ultimele primate. Da, au încercat să facă și cu maimuțe. Non-umane. Și cu delfini. Și n-au depășit 100 de cuvinte, indiferent câte ore au alocat. Da. Și se pare că și Darwin a încercat să explice, dar n-a reușit. E interesant că și apropo de inteligența artificială, că uite, cu ultimele rezultate, se poate genera un limbaj coerent și asta, dar în sfârșit e o discuție aici. Da, da. Și muzică, da. Muzica, da, tocmai aici mi se pare foarte relevant, nu mai avem minute să discutăm subiectul acela, dar e perfect, pentru că și așa trebuie să izolăm. Trebuie să izolăm subiectul numit creativitate muzicală în rândul artefactelor inteligente, artificiale, pentru că e un subiect interesant. Vom fi pregătiți, stimați telespectatori, și cu câteva exemplificări, cu coloane sonore, unele dintre ele având semnatar chiar pe domnul profesor, și cu alte exemplificări, că există multe materiale care ne scot în evidență diverse compoziții muzicale. Ar fi păcat să ratăm, să închidem cu un punct de convergență toată această discuție. Se pare foarte important această asimilare a limbajului natural și asta era un alt punct la care vreau să vă provoc pentru ultimele minute. Se întâmplă în experiența maternă ca mama să cânte
și să-i spună copilului pe nume, cântându-i, încă din primele zile ale nașterii. Acel cântec matern e și dovedit experimental că are un impact extraordinar asupra sănătății copilului, dar și asupra mamei. Noi când cântăm, exercităm o influență și asupra altora, dar și asupra noastră. În ritmul cardiac se întâmplă modificări, se crește variabilitatea ritmului cardiac, asta înseamnă o sănătate a cordului pronunțată de către cântare și de către vocea mamei care cântă, că nu orice voce cântă. Și e și limbaj în același timp, pentru că mama îi spune pe nume, îi spune dorme odorul meu, îi spune și îi și transmite la originea acestei experiențe umane, dacă o luăm, să zicem, din primele zile ale vieții, vedem o împletire între limbaj și cântare. Aici chiar, nu știu, erau studii chiar când mama e însărcinată, că el aude copilul. Da. Eu chiar mi-aduc aminte că auzul apare înaintea văzului. Când era soția mea însărcinată, nu știu, nu mai înțeleg, era spre ultimele luni, la mat a căzut ceva. Și a simțit că a trebuit să spune. Da, deci muzica și, apropo, acum, chiar cu ultimele realizări de inteligență artificială, se generează, știu, muzică extraordinară. Dar, totuși, undeva... Lipsește ceva? Da, aici eu am făcut, plecând de la modelul polifonic, chiar am generat muzică, am făcut sonificare. Deci plecând de la o conversație, am generat o muzică care cumva a reflectat conversația. Și un profesor de la Academia de Muzică a fost foarte încântat. A zis, uite, chiar m-am ocupat de generare de muzică cu calculator, e chiar un compozitor cunoscut, dar asta sună altfel. Deci, pentru care e ceva uman. Da. Chiar a fost încântat, a pus-o și la Ateneu, s-a cântat toată piesa asta de muzică. Neapărat vom face o emisiune despre asta. Cred că acolo există, dacă intuiția nu mă înșală, un tip de divergență pe care nu-l întâlnim în compoziția strictă a inteligenței artificiale, unde inclusiv divergențele sunt programate. În uman există o diversitate atât de mare încât, plecând de la interacțiunile de tip chat, cum ați spus, și transferându-le în termeni muzicali, divergențele vin din diversitatea subiecților, care au o bogăție mult mai mare decât ceea ce poate algoritmiza programator care programează inclusiv divergențele și ieșirile din decor și aceste, să zic, rupturi, dar ele sunt tot sub o paradigmă. Asta e impresia mea, pentru că parcă aici, așa se întâmplă. Noi simțim nevoia de nou. Că, de fapt, inteligența artificială și mai ales tehnicile actuale care sunt ca un fel de papagal. Chiar este un articol științific vorbind. Da, spune stochastic parrot. Deci papagal stochastic, adică probabil. Da. Deci ele, de fapt, ce au făcut? Au luat toate textele care există și le-au antrenat rețeaua respectivă. Deci ea poate să face imite variații pe aceeași temă. Da, cum să imite, eu știu, să compună stilul lui Bach. Să compună. Da. Dar nu e Bach. Asta e. Că... În matematică aici termenul este liniar independent versus liniar dependent. Dacă e liniar dependent, e combinație de. Dacă e liniar independent, termenul care este liniar independent nu poate fi obținut prin nicio combinație a celor dinainte. Da, marii compozitori au venit cu inovații care uneori au scandalizat. Asta e, da. Stravinsky, când a cântat prima dată, a fost baletul la Paris... A fost să se sinucidă, a fost un eșec total. Da, ritualul primăverii, parcă a fost. Ritualul primăverii, sacrificiul. Toată noaptea s-a plimbat cu el, nu mai țin minte ce alt compozitor, să nu se arunce în scenă. Și care acum e o capodoperă, consideră. Deci și Bach, de fapt, și alții au venit cu... Rupturi. De exemplu, tema destinului din Beethoven. Care e o chestie extrem de simplă, dar întrebarea... Deci tocmai asta e că creativitatea înseamnă această gândire laterală, să privești critic, să vii cu altceva. Da, da. Și se încearcă și cu inteligența artificială să se facă așa. Să se algoritmizeze asta ca să se producă. Dar aici, de fapt, dacă luăm, revenim și la dimensiunea teologică, religioasă, până la urmă și sunt. De exemplu, am cumpărat de curând Urs von Balthasar, care e foarte cunoscut, o cărticică despre muzică scrisă de el. E adevărat că una din tinerețe. Și spunea că muzica, de fapt, până la urmă are și ceva divin, adică dimensiunea divină care, cum se spune în artă, inefabilul, care nu prea poți să-l pui în ecuație, nu e algoritmizabil în termenii aceștia. Da.
Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. A rămas să discutăm despre creativitate, despre muzică și despre utilizarea inteligenței artificiale în varii forme pentru a sonifica, așa cum spuneți, a transforma în muzică ceea ce noi, oamenii, manifestăm sau chiar despre creativitatea în rândul dispozitivelor artificiale. Rămâne, stimați telespectatori, să discutăm despre aceasta într-o ediție viitoare și rămânem din această ediție cu provocarea de a reflecta la muzică și la impactul pe care ea îl poate avea asupra noastră, la cât de mult ne reprezintă muzica pe care o ascultăm și la felul în care limbajul nostru natural poate fi muzică pentru ceilalți. Și în această întâlnire între limbajul natural și muzică, noi ne putem forma experiențial, îi putem forma și pe ceilalți. Și lucrul acesta arată, de fapt, cât de mult suntem legați de ambele și, foarte important, această diversitate care creează tensiuni în rândul experienței directe, în spațiul cotidian, face parte din viață. Ar trebui să fim mai înțelepți și să acceptăm aceste diferențe de opinie, să încercăm să ajungem la un compromis în multe din situațiile vieții, pentru că așa e și muzica. Viața e făcută dintr-un contrapunct permanent. Păstrăm asta de la domnul profesor. Mulțumim foarte mult pentru participare. Și eu vă mulțumesc și sper că a fost de interes pentru telespectatori. Da, și eu cred asta. Da. Mulțumesc, domnule profesor. Aceasta a fost emisiunea Lumina Celui Nevăzut. La revedere!